ar salva o victorie cu Krim ce s-a întâmplat la Metz? Cu siguranță ar face lucrurile să arate mai bine. Așa este, am pierdut un meci în Franța, am pierdut destul de urât și atmosfera este destul de încărcată. Între noi suntem în continuare supărate, însă noi sperăm să câștigăm în acest weekend și să arătăm mai bine. Cât e mai încărcat moment în acest sezon pentru voi? Nu știu, deja... Exact. Da. Sezonul a început abia de câteva luni, însă am trecut prin multe momente grele. Jocul în continuare nu arată așa cum ne-am dorit. Muncim, uneori jucăm mai bine, însă mai avem și astfel de momente. Cred că așa va fi tot sezonul, sau poate cel puțin până acum, când urmează pauza competițională, însă noi încercăm să scoatem ce putem din ceea ce a rămas. Este și un handicap important, jucați din nou în deplasare la Mioveni. Așa este, este foarte dificil. Jucăm din 3 în 3 zile și chiar și acum, când ar trebui să jucăm acasă, plecăm cu o zi înainte în deplasare. Nu avem ce să facem, însă ne bucurăm că jucăm aproape de București și că fanii noștri vor reuși să vină la Mioveni, să fie alături de noi. Pe plan, pe multe ori așteptările pot fi prea mari. Am arătat că putem și cred că am stabilit un target destul de înalt în urma evoluțiilor noastre din sezonul precedent. Echipa a rămas în mare parte aceeași și de acolo și aceste așteptări ale tuturor, chiar și ale noastre. Și noi avem în continuare așteptări mari. Însă în viața oricărei echipe există și astfel de momente și trebuie să fim conștienți de acest lucru și să încercăm să facem noi ce putem mai bine, să schimbăm lucrurile, să revenim la ceea ce am fost în sezonul trecut. Sunt și probleme fizice, totuși, pe teren, pentru că am văzut că ați adus la echipă și un preparator fizic nou. Da, am avut nevoie de un preparator fizic. Noi am stat în toată perioada de pregătire fără unul. Am fost accidentate. Repet, avem meciul din 3 în 3 zile, timp care nu este suficient pentru a ne odihni, pentru a ne reface. Avem dureri, venim în fiecare zi la sală cu dureri mai mici, mai mari, însă nu mai este timp de a ne plânge sau de a face. Trebuie să avem grijă de noi atât de mult cât putem și să încercăm să ne recuperăm de la meci la meci. Prima a început foarte bine sezonul, Liga Campionilor, s-a văzut acest lucru, 3 victorii și un egal, le puteți bate, ce simți? Cred că da, însă trebuie să schimbăm jocul și atitudinea pe care le-am avut și să arătăm altfel. Dar te simți așa epuizate, greu să-ți găsești încredere? Este un moment dificil, am spus. Atât pentru mine, cât și mai ales pentru echipa. Am fost accidentată, am stat departe de teren, mi este greu să găsesc ritmul și nu prea am timp. Cum am spus, adversarii nu te iartă, adversarii sunt în ritmul competiției și este greu. Nu are așteptări de la tine foarte mari. Și de la mine și de la toată lumea. Și îmi doresc foarte mult să joc mai bine, să pot să ajut echipa.